weekend cu temperaturi neobișnuite calde pentru această perioadă. Chiar dacă meteorologii spun că nu mai este mult până la venirea frigului, la Giurgiu urmează alte câteva zile cu maxime în termometre ce vor indica mai mult de 20 de grade Celsius. Sâmbătă în județul Giurgiu va fi vreme de primăvară cu minime între 7 și 9 grade și maxime între 19 și 22 de grade. Cerul va fi senin pe tot timpul zilei, fără șanse de precipitații și vânt slab. Duminică vremea se răcește ușor, dar nu semnificativ. Ziua cerul va fi mai mult noros, dar nu sunt prognozate ploi. Maxima zilei va fi de 19 grade Celsius. De luni se schimbă registrul, temperaturile încep să scadă, așa că pe la mijlocul săptămânii viitoare putem vorbi de valori normale pentru mijlocul lunii noiembrie. Vântul se intensifică, apar norii, dar și precipitațiile. Astfel de luni vom avea la Bolintii, Mihăilei și Ghimpas câte 16 grade, Hotarele, Izvoarele, Comana și Giurgiu 17 grade. Vântul va sufla cu o viteză de 18 km pe oră din direcția nord-est. Presiunea atmosferică va fi de 755 mm coloană de mercur, iar umiditatea de 92%. Apele Dunării sunt în scădere cu 1 până la 3 cm, cota probabilă fiind 8 cm.